În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor aproximativ 1 kg de fragmente vegetale, 4.500 de lei, telefoane mobile și ustensile folosite la porționarea și ambalarea substanțelor interzise. Un bărbat în vârstă de 28 de ani din Slatina este acuzat că i-ar fi vândut droguri tânărului piteștean găsit mort în stradă. Duminica trecută, 4 tineri consumatori din municipiul Pitești s-au dus cu mașina în Slatina, de unde au achiziționat de la suspect 5 plicuri de substanță vegetală psihoactivă, pentru suma totală de 50 de lei, spun anchetatorii. Pe drumul de întoarcere către Pitești, aceștia au consumat întreaga cantitate de etnobotanice, iar unul dintre ei a intrat în stare de somnolență fără a fi conștient. În această stare, victima a fost coborâtă din autoturism și așezată pe un trotuar din zona blocului numărul 2 de pe Alea Teilor din Pitești, loc în care, la scurt timp, a fost găsită decedată. La acțiune au participat polițiști specializați în combaterea criminalității organizate din Argeș și Olt, precum și luptători ai serviciilor pentru acțiuni speciale din cele două județe.